Fotbal Club Zalău va susține mâine după amiază, începând cu ora 18, penultimul meci pe teren propriu din actualul sezon al Ligii a 3-a. Jucătorii pregătiți de Constantin Olariu și Cristian Oros vor primi vizita echipei Fotbal Comuna Regea, grupare clasată pe locul 5 la un punct în fața albaștrilor. FC Zalău a coborât pe poziția a 7-a după eșecul suferit marți după amiază pe terenul Unirii Jucu, având 45 de puncte acumulate după 27 de etape. Cu un obiectiv îndrăzneț la începutul returului, acela de a intra în lupta pentru promovarea în eșalonul secund, albaștrii au rămas în acest moment cu speranța de a mai ocupa doar un loc pe podium la finalul sezonului. Da, șanse mai sunt 3 meciuri. Primul meci l-avem vineri cu cei de la Recea, următorul în deplasare cu cei de la Cluj, de la Sănătatea, după care ultimul meci cu cei de la Mureș, Târgu Mureș. Și se poate, din 9 puncte se poate cel puțin 7. Fiecare meci te-a luat în parte, niciun meci nu este ușor, că echipele sunt valoric apropiate una față de cealaltă și orice e posibil. Partida dintre cele două formații este programată la ora 18 pe stadionul municipal. În cadrul etapei a 28-a au mai fost programate partidele Sănătatea Cluj, ASA Târgu Mureș 2, AFC Hermannstein Unirea Jucu, Recolta Dorolți CS Oșorhei, Unirea Deș CS Iernut și Viitorul Ulmeni Avântul Reghin, Gazmetan 2 Media și Metalurgistul Cugir vor sta. Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, pe prima poziție se situează FC Hermannstein cu 63 de puncte, urmată de Metalurgistul Cugir cu 51 de puncte și Unirea Jucu cu 46 de puncte. Ultimul loc în clasament este ocupat de FC Bistrița cu 8 puncte.